Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. Ei bine, în timp ce mulți dintre noi ne bucurăm de vară, elevii de clasa a 12-a trebuie să susțină bacalaureatul. Emoțiile au început astăzi când liceenii au avut de rezolvat cerințele la proba de limba și literatura română. La subiectul 3, elevii au trebuit să redacteze un eseu în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ aparținând lui Ioan Slavi sau Liviu Rebreanu, o cerință care nu le-a pus mari dificultăți liceenilor. Cum a fost? A fost foarte ușor, a picat Moromeții la mine la uman, la real am înțeles că a picat Între Moara cu Noroc și Ion și au fost subiecte accesibile, zic eu. Adică toți ne-am pregătit destul de ok pentru... Aștepta să fie proză sau tot poezie la subiectul 3? Sincer, majoritatea cred că se aștepta să fie proză, dar au fost speculații cu poezia, cu astea, mai ales cu Riga Crypto, care a picat și la simulare și acum a fost un subiect ușor oricum. Se înțeleg că a fost mai bine cu proză decât cu poezie. Da, la proză, ca să zic așa, ai mai mult de unde să te legi. E mai ușor când citești un subiect sau un rezumat, ceva, la poezie trebuie să știi. A fost foarte, foarte simplu. Am avut practica caracterizare de personaj, să sângem dintre Rebreanu sau Slavici și eu am ales Ioan Slavici pentru că a fost mult mai simplu și am scris foarte, foarte mult la ele. Te așteptai la mai greu sau? Mă așteptam puțin mai greu să fie, să zic așa. Adică un Ion a ceva dramatic, comedie. De ce spui că a fost ușor? Te-ai pregătit mult? Da, oarecum m-am pregătit și mi-am dat silința să scriu cât mai mult posibil. Bacalaureatul continuă cu alte două probe, cea obligatorie la profil și cea în funcție de alegerea elevilor. Tinerii spun că sunt pregătiți și pentru aceste evaluări. La finalul examenului speră la note care să-i avantajeze în vederea admiterii la universități. Încă două probe. Cum vor fi? Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Am miercuri la istorie și vineri la geografie. Fiecare își alege și așa o notă, își face o idee. Tu cam cât ți-ai duri? Medie? Medie peste 8, aproape de 9. Ar fi ideal. Unde vrei să mergi? Aș vrea să dau la Academia de Poliție. Sper peste 9, sper. Următoarele două probe tot așa? Exact, tot așa. Să fie cât mai simplu și cât mai frumos posibil. Și planurile de viitor? Să rămân aici, pe telecomunicații sau pe calculatoare. Și dacă vă imaginați ce planuri și-au făcut absolvenții de liceu pentru această vară, unii s-au orientat deja și au ales niște locații interesante pentru a-și petrece vacanța. Și planuri de vacanță până la urmă? Planuri de vacanță, bineînțeles, am planificat terminat. Londra. Vama veche. Unde apucă? La proba la limba și literatura română s-au înscris peste 4.000 de elevi în județul Argeș. Acțiune amplă de salvare în masivul Făgăraș, unde 4 turiști izraelieni s-au rătăcit. Au realizat că nu se mai pot orienta. Speriați au anunțat imediat serviciul Salvamont. 11 salvamontiști din Argeș și unul din Sibiu au plecat după turiștii izraelieni rătăciți. Zona este foarte întinsă și a făcut aproape imposibilă repararea celor 4, chiar și din elicopterul de salvare solicitat în sprijin. 3 dintre turiști au putut fi totuși direcționați telefonic spre Cabana Capra, dar cel de-al 4-lea care s-a desprins de grup a fost reperat mult mai târziu. Pentru a-l găsi, oamenii muntelui au folosit coordonate transmise din Israel, obținute în urma ultimelor convorbiri de pe telefonul acestuia. Iar turistul a fost reperat de către salvamontiști și recuperat din zonă cu un elicopter smurt. De obicei, ziua unei comune se sărbătorește într-o singură zi. Ei bine, în Argeș, un astfel de eveniment a durat 2 săptămâni. În Țițești s-a întâmplat acest eveniment unic și a fost o perioadă în care locuitorii comunei au avut parte de distracție, muzică de calitate, programe artistice și culturale. Amplul program de evenimente dedicat zilelor Comunei Țițești a început pe data de 12 iunie și a avut punctul final și totodată centrul de interes al sărbătorii pe data de 25 iunie. Întreaga comunitate a localității s-a adunat pentru a lua parte la eveniment. Au fost și oaspeți de seamă, printre care s-a aflat și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Invitații au fost primiți așa cum cere tradiția, cu pâine și sare. Sunt prima oară în Țițești, dar în același timp vă promit că nu va fi și ultima oară. Am obiceiul că atunci când vin prima oară într-o localitate să mă leg de oamenii din localitatea respectivă și într-un fel să mai impun un sac în spinare, adică să mai iau niște răspunderi, să-l ajut pe cel pe care l-ați ales primar
să reușească să facă lucruri bune pentru dumneavoastră. Copiii cu rezultate excepționale la învățătură, precum și cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, au fost premiate. Manifestările dedicate sărbătorii comunei Țițești s-au încheiat târziu în noapte, atunci când numeroase vedete, precum Olguța Berbec, Niculina Stoican sau Vali Vijelii, au fost invitate să întrețină atmosfera de sărbătoare. De sărbătoare au avut parte și locuitorii din Suseni. Au fost sărbătorite zilele comunei, cum evenimentul a fost în aceeași zi cu ziua ei. Localnicii au mers la sărbătoare în portul tradițional. Nimeni n-a stat deoparte de la dans, mai ales când programul artistic a fost asigurat de Valentin Samfira și Sandra N. Anul acesta, a 13-a ediție a Zilelor Comunei Suseni, sărbătoarea a fost una specială. Gurmanzii au putut gusta din sarmalele pregătite după o rețetă tradițională păstrată cu sfințenie din moși strămoși, în timp ce iubitorii de spectacol au putut urmări un joc extraordinar cu torțe. Pregătim sarmalele de Suseni, de fapt sunt pregătite, rețeta aceea specială, sunt sigur că nu o să ajungă, dar o să placă. Avem jocul de torțe de la ora 22. Am creat cu copiii un eveniment, spunem, bunic în țară. Ce sărbătoare ar fi aceea fără muzica noastră tradițională? Așa că artiști îndrăgiți, precum Valentin Samfira și Sandra N, au încins atmosfera. Uite-le, le, 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 cum joacă muierile. Uite-le, le, 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 saropicile. Uite-le, le, 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 cum joacă muierile. A devenit deja o tradiție ca la orice zi de localitate cuplurile cu peste 50 de ani de căsătorie să fie premiate. Perechea Ioana și Marin Voinea. Pentru că sărbătoarea a coincis cu ziua ei, mai mulți localnici s-au îmbrăcat în port popular și chiar a fost organizată o paradă a ei. Cea mai mare galerie de shopping și relaxare din Pitești a fost vedeta petrecerilor în weekend. Cei 9 ani de când sunt în preferințele argeșenilor au fost sărbătoriți cu promoții, concursuri și, bineînțeles, tort aniversar. După ce toată săptămâna galeriile celui mai mare centru comercial de la intrarea din Pitești au făcut reduceri și promoții cumpărătorilor, în semn de respect pentru cei care le sunt clienți de peste 9 ani, sâmbătă 24 iunie, distracția a fost în apogeu. Tăierea tortului și degustarea lui a fost bucuria numărul 1 a după amiezii. Marea finală a concursului, proba de stil prezentată de fashion bloggerul Dea Codrea alături de MC Iustian Radu, au adus bucuria doamnelor și domnișoarelor. Iar celebrele branduri de pe galerie au oferit de asemenea extra bonusuri clientelor venite la aniversare. Copiii s-au bucurat și ei de câteva surprize, magie. Am făcut un show mix cu puține efecte de magie plus sculptură în baloane de săpun, câteva momente interactive cu baloane de săpun și o simfonie, o nebunie a baloanelor la final. Ziua a fost și mai haioasă datorită surprizei oferite clienților. Fotografii gratuite în camera fără gravitație. Efectul este împărțit în două. Primul efect este a celor care intră în cameră și se gândesc cum au fost prinse obiectele acestea și faptul că ei sunt în perete. Și apoi, al doilea efect de care au parte este momentul când au primesc poza la final. Pentru că în varianta aceea o să vadă, o să-ți dea seama că au fost fie pe tavan, fie au fost într-o poziție destul de ciudată. Mai ales în momentul când o să dea poza mai departe către familie, o să întrebe toată lumea cum a fost făcut efectul ăsta, dacă au fost sfori ca la Hollywood, dacă a fost mascată toată treaba. Și de obicei o poză de genul acesta pune zâmbetele pe tuturor celor care participă. Aniversarea celor 9 ani de implicare în comunitate a fost cadoul cel mai frumos chiar pentru sărbătoriți. 9 ani în care am crescut continuu și o facem și mai departe, înseamnă 9 ani în care am încercat să venim permanent cu noutăți
Am încercat să aducem mai aproape de clienții noștri o serie de branduri pe care doar la noi le găsesc în Pitești. Încercăm să-i zilem aici, să nu mai plece din oraș, să vină în orașul nostru. Nu ne oprim aici și, dincolo de modestie, și noi spunem că suntem destinația ideală pentru shopping. Zi istorică, reunirea astăzi la FCE Argeș. Noi antrenori Iordan Eftimie și Iulian Crivac au condus primul antrenament și au anunțat proiectele din sezon. FCE Argeș s-a reunit cu gânduri mari pentru noul sezon. Antrenamentul a fost condus de noul staff, iar tehnicienii formației sunt optimiști cu privire la atitudinea din noul campionat. Principala echipă este Iordan Eftimie. Sperăm să nu dezavantajăm, cum a spus și domnul președinte, suporterii și... Eu cred și am încredere că vom face lucruri bune și lumea va fi mulțumită de ceea ce vom realiza la FCE Argeș. Odată cu venirea lui Iordan Eftimie, a revenit la FCE Argeș și Iulian Crivac, acum din postura de antrenor secund. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 1, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!